Bine v-am s-a deschis sezonul linsului scuipatului. Adică, în sfârșit, avem campionatul de lins unde ai scuipat. E o chestie așa mai, mai generoasă, pentru că nu e un scuipat scuipat unde lingi, așa, nu lingi scuipatul ăla, sput aia. Lingi scuipat cu miros de ciolan. Înțelegi? Adică intrăm în fiorul patriotic al alegerilor. Electoratul stă și se uită cum vin ăștia care vin cu limba, cum să zic, limbă moa, limbă pufoasă, limbă dezvine să te ștergi cu ea, pentru că există, totuși, trec de la un subiect la altul, sau poate nu, diverse forme igienice atunci când te duci într-un loc, unde și regele merge singur. Mă rog. Acum merge singur, că înainte mergea cu ea care îi ghiceau în oliță, știi? În oala de noapte. Da, așa era. Ludovica 14 de exemplu, mergea, trăgea un... În... așa și pârțurile îi erau analizate. Și după aia, după ce stătea pe budă, adică pe oliță, pe oala de noapte, da, venea oia să vadă dacă e sănătos, dacă nu e sănătos, dacă e cumva partea de asta, în conjuncție cu partea de asta, veneau cititori în stele. Bun. S-a deschis campionatul de lins. Și <coughs> am două exemple care, cum să zic, te, 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 te strofoacă, te dau de pământ, te păi, mâncui sufletul ei de politică, că lumea a zis că a fost prima curvă de pe pământ. Înțelegi? Și mă uit aici. Ia să vedem. Un afiș. Ce afiș frumos! Ținem cu România, ținem cu Craiova. Aici este domnul Tudose. E tipul ăla care și-a băgat picioarele în vizita premierului Japoniei. Japonia este a treia economie a lumii. Au venit pentru prima dată și prim-ministrul Japoniei, dar ăsta o zis, băi, eu sunt prim-ministru, la revedere. Probabil de aia există aici și către Caracal, tată, către Caracal, unde s-a răsturnat căruța cu cai. Dacă zic cu. Ha! Și aici îl vedeți pe domnul Bogdan, toate sunt figuri luminoase Lângă doamna Olguța Vasilescu Și ea o roșcată, foarte, foarte Și domnul Olguțu ză cum îl cheam pe Manda, așa, Manda Tot Olguțu vine să zic, nu știu de ce Cred că adevăratul știi, este domnul Cotcodac și doamna Cucurigu Înțelegeți? Ce ziceau ăștia de fiecare despre fiecare ca să vedeți de ce scuipatul are gust de ciolan și merită să lingi. Că, de exemplu, Raneș Bogdan despre Manda, sluga absolută a domnului Dragnea, este iubitul absolut al doamnei Olguța Vasilescu, altfel n-are nicio calitate. Despre Olguța Vasilescu este o ticăloasă, șmecheră, ipocrită, mincinoasă. Tudose despre Raneș Bogdan și-a pus oșă galbenă peste unghiile negre. Și-a pus chiloții peste pantaloni și zboară peste blocuri. Tu la dar, pentru că vin alegerile, cum cânta Gela similia? hai să ne împăcăm. Da? Și acum ne împăcăm, după a ne dăm în gură. Ideea este să mergem în Parlamentul European. Domnul Manda, cred că mai are niște rate la casă, că a cumpărat-o cu Olguța, cu șefa. Da? Domnul Rareș Bogdan s-a obișnuit la Bruxelles, probabil îi place uh, ceva de acolo. Importanța drumului către Parlamentul European. Că în rest, clima din Belgia este îngrozitoare, da? Un vânt îngrozitor. Eu mă aminteam că eram în Bruxelles, undeva să mai era octombrie. Bă, la noi era o soare de la dezvenea așa, să te duci cu mândra în vie, înțelegi? Așa, nu în închiloți. Bă, când am ajuns la Bruxelles, mâncu sufletul. Păi era un vânt, de... eu umblam așa ca să nu mai ia vântul, știi? Mergeam către metrou. Și mândrele, da, la un moment dat văd o mândră care împingea și ea căruțul, tot așa, că lua vântul. <coughs> Acolo era un copil de vreo, până într-un an de zile, mă, cu picioarele goale. Adică ea n-au o treabă. Îți dai seama că domnul Rareș Bogdan, care este un fin, doamne ferește să-i sufle vântul, batistuța, mă bate mămica, am pierdut-o batistuță, mă bate mămica, adică nu se poate, băi. Și acum, pentru interesul comun al coaliției pentru stabilitate, stabilitatea lor financiară, să ne înțelegem, toți vor în Parlamentul European. Tudose este aerat. Adică el o să așa. Băi, cum să nu mă eu în Parlamentul European dacă i-am dat cu flit și i-am spus băști premierului japonez? Ce dacă e a treia economie a lumii? Bă? Ce treabă am cu Japonia? Că nu mă scriu de amor, că trag niște linii acolo și au impresia că scriu. Da? Ce e chestia asta? Eu vreau în Parlamentul European să mă odihnesc, am fost foarte obosit când m-a pus Dragnea Ministru, dar am venit acolo din Moldova, din sudul Moldovei, din Galați, din Brăila, de unde o fi asta, da, și mi-am dat seama că sunt prea mare pentru România. România e prea mică pentru mine. Manda cu ascultă comanda. Eu, să aveți camerate, eu la primărie, tu la Bruxelles, ne întâlnim așa, ne vedem mai rar, nu ne certăm. Așa se ține o căznicie fericită. Tu vii mai rar acasă, eu îți fac mai rar de mâncare. Dacă vii mai rar, trebuie să mă inviți la restaurant, vei să plătești ratele fraiere, că avem rate la casa aia, la căsoiul ăla, modest de social-democrat, de socialist. Și atunci toată lumea e fericită. După aia trebuie să vi la arăt oh, pe Neamțu, Mihai Neamțu. Mihai Neamțu, bă, tatăl care a început pe la 16 ani așa cu o chestie legionară, da? lumea a înțeles, domnule, era copil sărăcuțul, la 16 ani totuși, nu te mai uiți după, numai după fata aia din clasa 10 -a. La 16 ani încep să gândești. Dacă ești gânditor, dacă ești gândaci, nu gândești. Înțelegi? Și a luat așa o figură de asta aproape cristică, suferindă, Melancoloidă, aproape culturală, era uh, privirea domnului și Mihai Neamțu, uh, cumva reparându-și imaginea, făcând eforturi disperate, ba pe lângă Monica Bacovei, ba pe lângă Băsescu, cumva să arate că el este un reformist și că greșeala aia de la 16-a este doar o greșeală. După aia, a început să aibă tot felul de schisme culturale în cap, nu aia din 1054, aia încă mai rezistă. Da? Adică a început așa un fel de, ca un fel de sectant. Da? Dacă ai observat Biserica Ortodoxă Română spre cinste ei, s-a ținut departe de talibanismele lui Mihai Neamzu. Adică o intrat într-un sevraj de la religios. Uu, vine Hristos, a doua venire cu vămare. Da? Da? Eu apucat pe ea de la aur. Cine sunt ăștia? Cine sunt ăștia care vorbesc despre... Oh, tu și mi-aș și nu n-am cum. Și vă arăt un video. Dar, după ce o bumbăci bine pe ea de la aur, o bumbăci bine pe Simion, pe George, e un ratat, nu se pricepe la nimic. Ăsta, când s-a dat așa cu Isus Hristos, cu Dumnezeu, cu chestii de-astea, Bă, cât au fost uh, Simion de necalificat, de prost, opa, i-a făcut propunerea să fie pe listele de europarlamentare. Ia, și domnul Neamț a zis, mă simt onorat. Onoarea e de partea mea. Bă, dar înainte n-ai zis că stai un prost. Oh. Știi tu mai bine, mă? Știu eu mai bine ce e în sufletul meu. Vreau la europarlamentare, că sunt ratat. Ia video. Cine reprezintă aurul? Simeon, încă o dată. E o nulitate, ați înțeles, domnule? Simeon, George, este o nulitate. Nu știe nimic. Nimic. Despre nimic. Așa că Mihai George, dacă asta este invitația ta, înțeleg că e o invitație oficială, o asume așa de față cu tot partidul, suntem în sediu aur. George, îți mulțumesc, mă onorează și voi fi acolo, voi fi de astăzi înainte alături de tine și onoare de partea mea. Sper să nu dezamăgesc. Doamne, ce frumos! Scuipatul spumos! Ce prosecco, mă, nu mai trebuie o toată viața, mă. Scuipatul ăsta este șampani, este Dom Perignon, bă. este, este cu vieții tale, bă. E vinul de calitate. Știi, am fost acum la Paris, o... a Melissa îți trimit o poză să o pui. Păi, este scuipat de câteva zeci de mii de euro când intri la europarlamentare. Adică nu ne jucăm. Înțelegi? Nu ne jucăm pe chestii de genul ăsta. Știi? Uh, trebuie să vă arăt un vin care costă <coughs> mai puțin decât scuipatul. Uh, sunt într-adevăr niște fenomene pe care nu le putem pur și simplu comenta. Pentru că ce vedeți voi în lumea asta rea. Este o butaforie politică. Ei vor, de fapt, să trăiască un pic mai bine. Melissa ți, -ți trimit și un video, să-l pui pe ecran. Da? Ei vor să trăiască, pentru că își dau seama că pe, ăsta, dacă, pe ăștia dacă, îi bagi în economia reală, cum săra cu Neamțu. Eu cu Neamțu, cu Mihai Neamțu, ne m-au întâlnit, întâlnit, era la Transilvania, live, emisiune până pe la 11 noaptea, 12 noaptea și mergeam acolo în sports barul ăla, că nu puteai să mergi dintr-o dată acasă pentru că era adrenalina tine, trezeai toată casa, asta este. Știi? Și mi-a venit, a venit foarte elegant, foarte politicos și vine Nelu Bendea, Nicu, Bindea. Nicu Bendea. care era și staroste și și acum cred că e staroste. Și îl vede pe domnul Mihai Neamțu, la cealaltă parte a mesei, a mesei domnul Sabin German și vine Nicu. Bă, tu nu ne-ai dat banii de la prima nevastă când s-am fost la nuntă și s-a fost arostie. Că domnul Neam s-a înțeles că a fost însurat de vreo trei ori, conform familiei tradiționale, dar așa zic gurile rele, eu nu pot, nu pot să-mi permit. Da? Și aici vă arăt un vin de la Paris, care este mai ieftin decât scuipatul. Este un petrus, nu-l găsiți, puteți face, numai 9200 de euro. E din 2009, e un pomerol. Da? Petrus ăsta îl bea întotdeauna 007. Când vedeți un film cu 007, el întotdeauna bea un Petrus. Nu se găsește în România, deci nu mă frecați că e reclamă sau ne reclamă. da? 9200 de euro este puțin mai ieftin decât scuipatul cu miros de ciolan pe care ăștia îl dau. Da? Sigur, acum dacă toi am trimis uh, Melise în regie, uh, vreau să vă arăt și cum arată un magazin de vinuri, da? Da, pune și video din Paris, ca să vă dați seama cum ar fi în Parlamentul European, da? Merg este în Parlamentul European, ia uite așa. Ăsta e magazinul de alcool. Da, te duci, dai e mic. Da, mic, mic, mi, Da. Eu mă mir că ăștia nu da, dă, dă sonorul, se 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 nu că, că, nu zic, că nu știu dacă n-am înjurat. Dă sonorul în cer, că Doamne ferește să înjur, că trebuie să ți copilul la facultate și mă amendează ce ne Înțelegi? Uite, vezi? Ăsta este, cam așa văd ei Parlamentul European. Numai că nu-i pe bani, e pe gratis. Da? De la Petrisul ăla de 9200. Și nu era cel mai scump, da? Cea mai scumpă băutură pe care am văzut-o era uh, o sticluță de coniac de 100 de mililitri, da? De 100 și un pic de ani, care ghiciți cât costa. De cât că, că 4 milioane de euro. Da? Și să știți că se vinde. Nu-i unică în lume. Bun, bun. Așa că, băieți, nu avem pur și simplu ce să facem cu acești europarlamentari decât să-i trimitem înapoi. Pentru că nu putem să ne batem joc de niște oameni care pot intra în depresie dacă nu mai au ciolanul. Sigur că da. Există din 4 în 4 ani linsul ăla al scuipatului, dar dacă pui un pic de gust de ciolan, parcă nu e așa de grețos. După aia. Uh, ei au, dacă ați observat, toți ăștia care, care au discursul ăsta lingav, vin cu crucea. Deși, iarăși, Bănescu, de exemplu, de la Patriarhia Română, face eforturi să dezlipească crucea de discursul politic. Și să o spune omul ăla, că zai să că nu vorbește urea, vorbește și el, pentru care cumva, cale liberă de la Patriarhul Daniel să vorbească. Și eu fi zis Daniel, băi, Ostoie pe ăștia, calmează -i pe ăștia că deja iau locul popilor. Da? Pur și simplu politicienii încep să se învârtă așa ca niște hamster de așa în rotiță de zici că sunt popi. Bun? Și zice Cristian Păun foarte, foarte bine, zice <coughs> un economist de la ASE, pe marginea drumurilor noastre de doi bani. Este plin mai nou de afișe cu aur care ne promite aurul ăsta că în alegeri da? apără România în Europa. Tu l-ai, Doamne! Promite dreptate pentru România cu orice preț. De parcă am fi în război cu Europa și avem urgent nevoie de apărare. Nu orice război, unul din ăla nedrept, penibil. Crucea și afișul, crucea și afișul. Când am dat cu mașina într-o groapă, s-au rămas blocat în trafic, exact la războiul nedrept cu Europa m-am gândit. Exact de ei vroiam să fiu salvat. Nu de politicieni ăștia care ne promit lupte și războaie futile sau inexistente pe post de soluții. Crucea și afișul, crucea și afișul. Când soluțiile sunt străine sau îți lipsesc, ai nevoie de războaie inventate ca să accesezi sau să rămâi la putere. Ca să accesezi. Exact modelul putinist. Ca sunt. mi-a adus-o. Doamne miluiește, popa prinde de pește, Dumnezeu să fie cu tine, Isus să vină. Da. Bahtă, de deloc. Ia, uitați! Deja mă calificare mai la europarlamentare? Hai la europarlamentare. Vine German la europarlamentare. Dar unde te să link, Unde te să scuip? Doamne, vine Iisus Hristos acum. Vine, imediat vine. Eu o să-l găsiți pe liste. În dreptul tuturor populiștilor o să vedeți ceva care seamănă cu un mister religios. E chiar îmi pare rău că nu vine odată... Uite, Bănescu e un tip foarte citit. Nu întotdeauna trebuie să fii de acord cu el până la urmă, dezbaterea, frumusețea dezbaterii este să nu fii întotdeauna de acord cu preopinentul tău. Dar aș vrea odată Bănescu să intre într-un fel, de, într -un fel de dezbatere de asta cu candidații ăștia care folosesc tot timpul simbolurile religioase și să-i facă de rahat, precum și ei înșiși sunt. Adică, până la urmă, bă băiatule, tu candidezi în ceruri? Că dacă atunci când în ceruri, să-ți dea Dumnezeu bani de la bugetul Raiului, nu de la bugetul României. Da, du-te în Parlamentul ăla, dar nu vrei să mergi în Parlamentul ăla, că înseamnă că ți-a inodat jugul sau s a venit uh, schepsisul la aortă. Înțelegi? Și nu vor. Ei vor aici, în lumea pământeană, în care nu-i așa odată la patru ani trebuie să pozeze în sfinți. Mai țineți minte când s-a învălea Bogdan cu plapuma tricoloră? Când venea Olguța să ne spună despre Vadim Tudor și Vadim Tudor i-a lăsat nu știu ce sumasă. Sau îi ziceau ăștia ce că era pe acolo, culegea semințe de bostană. Înțelegi? Și Manda, domnul Olguțu, care venea, cum să zic, așa cu privirea aia foarte hotărâtă de care te poți speria. că dacă vine unul de ăsta cu privirea lui Manda spre tine, pe stradă și inserat așa un crepuscul de la ciudățel, te dai la o parte, te lipești de zid, lași să treacă te uiți la telefon, nu că nu-ți dispare, că nu fură, nu. Dar să sun la 112 dacă e cazul. Adică are o privire de -a foarte dacică. Înțelegi? Acum mergem la doctorul Cristoiu. Doctorul Cristoiu, de explicare, eu pot să spun că mi-e foarte milă. Atâta mi de milă de doctorul Cristoiu. Băi, eu când l-am văzut în poză, fiate ce pozare. L-au pus papagalii aia de lângă el, Are consilieri uite te la el cum să dă, dă, mare poza. Bă, omul nu se potrivește în peisaj. Bă, băiatule, tu ai mașină de 100.000 de euro. Ești doctor, ai salvat vieța, ai reparat genunchi. Vorba lui Rareș Bogdan, doctorul de genunchi. Cum ai acceptat să te pună 2-3 papagali doar pentru că ți-au pus partid? Domnule, ăștia sunt consultanții. Vedeți, știi, după ce au zis ăștia, domnule, noi nu vom fi populiști. Noi nu vom merge ca piedone cu roaba prin... Nu. Uite-te la el. Stă acolo, parcă și apără, știi cum stau ăia când fac zid, știi, dă, de, dă, de nu știu, hagi, da, de la 30 de metri lovitură și vedeai pe ea că stau așa. Bine. Stăteau așa, da? Că le era frică să nu le zboare bijuteriile. Înțelegi? Și stă și dânsul așa cumva. Doamne, dă să treacă vremea. Doamne, ce caudio aici. Și mi-a zis nevasta. Și bă, mi-a zis, fraiere, nu te băga. Nu, dar eu n-am ascultat. că ascultă neascultător că vreau să fac revoluție în țară. Nu mai bine stăteam eu acolo, operam încă doi genunchi, aveam clinică privată, mă plimbeam cu BMW-ul ăla de, de 100.000 de, euro. Așa m-au băgat ăștia în tren. M-au băgat în tren, nu înțeleg nimic din trenul ăsta, oare unde mă duc, de unde vin. Parcă sunt în România, bă. Nu știm de unde venim, nu știu de unde plecăm, știm numai când ne zgâlție trenul. Înțelegi? Asta știu. Ați uitat asta, domnul doctor. Fără asta, viața e pustiu. Nu câștigi că vine done, mi-are pupă în bot popi, da? plânge de două ori în fața bisericii, îi mai dă lumea și niște bănuți că donează, dacă stai în fața catedralei mari, eu aș pune pe toți candidații să stea la cerșit. Să vedem care face mai mulți bani. Da, bă, tată, să vedem, poți, poți impresiona lumea, poți emite o, o emoție publică, rentabilă. Le salut român mâncați așa aici, la lui, la bucale, adevărul este că... De ce mi-e milă de doctorul Cristoiu? Că nu merită, bă, ăsta, ăsta chiar a făcut școală pe bune. Acum, dincolo de faptul că e propus de PSD sau, pe, mă rog, de PSD PNL-ului, da? Dincolo de faptul că, cum, candidează în București, dincolo de faptul că îl fac ăștia de rahat, punându-l în tot felul de poziții, de-astea cum v-am arătat, indecente pentru, pentru statutul lui... Bă un om nu merită chestia asta. De ce, de ce trebuie să ascult de, de, niște șmecherași de ăștia? Pun pariu că sunt tineri și în, în, mai sus este un tip de la care zice Dom'le, am experiență de partid, eu am organizat alegeri. Și așa vorbește din vârful limbii, ăsta cu doctorului nou, uh, el crede că, da mă, consultanță, ăștia plătesc consultanță, să trebuie să urc în sondaje, mai trag ăștia un sondaj, zic, domnule, ai urcat 4%, foarte bine, vine Rareș Bogdan din când în când și zice, doctore, e ok, e ok, roșu, galben și albastru, m-am cal albastru. Foarte bine. Și ți milă. Pentru că oameni suntem. Înțelegi? Adică, uite, de cine numim milă, este uh, piedone. Piedone, să știi că are o chestie senzațională. Uh, dacă bucureștenii o să-l aleagă pe piedone, noi clujenii, în sfârșit, o să ieșim din bula noastră ciufută. Noi râdem mai rar, suntem ardeleni, ne zic prietenii câte un banc, vinerea ne apucăm de râs, duminica, haide, nu, nu pot face treabă cu noi. Dar, dacă iese piedone, bubuie din nou om umorul din noi. Înțelegi? Adică ne revenim, o să râdem, o să zâmbim, că avem de ce? O să râdem de București. Adică, bă, haide, catul meu... Tu dai seama să fie piedone primar general, <coughs> Să-i vină unul de la din străinătate. Că ăsta presupun că știe engleză numai din melodii. I just call to say I love you. Everything I do, I do it for you. Ja, gata. Și mai este ceva melodie în engleză. I just call to say I love you. Mai este? Zi mă, zi ceva. La, omă, la, 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 italiană mâncați așa aici temii cantare, sono italiano. Înțelegi? Adică ăsta i face. Adică dacă îi vine o delegație străină, îi duce, îi îmbată bine, piedone, da? își face un selfie cu ei și după aia vine la antena 3 la În mod evident că ăștia de la antena acum îți disperați. Nu cumva să piardă piedone că e omoară șeful ăsta, Felix, securistul, Voiculescu. Înțelegi? Cum îl cheamă pe Voiculescu? Da, Voiculescu. Așa, Felix. Tot Felix îmi vine să zic de la Felix Motanu. Și eu am un Motanu, îl cheamă Iliade înțelegi? Și pe câinele meu, na, da, îl cheamă domnul Balboa, copiii zic rochi, că mai, mă rog, îs mai prieteni cu ei. Eu nu-mi permis să-i spun rochi, eu spun domnul Balboa. Da? Și când, dacă stă cumva să-i nerveze domnul Voiculescu, Felix. Și atunci toate antenele sunt la pas de defilare. Bine, acolo nu sunt gazetare, acolo salariați, să înțelegeți, da? Adică totul este uh, să rezolvăm problema cu partidul, să aibă în sfârșit pe PUSL-ul ăla lupește prăjit, nu e așa, un candidat, uh, băi, l-am ales pe piedone, deși piedone s-ar putea să facă un contrapied destul de <gurând> curând, nu e așa, depinde de ce prinde, el a mai fost în negocieri, băi, dacă îmi băgați fică la PSD, să mi băgați pe fica mea la europarlamentare și atunci mai discutăm. Ăștia a zis, băi, dar nici în halul ăsta, nu contează, las că mă duc și candidez. Și atunci te gândești totuși că, bă, piedone are... are piedone poate fi pentru ardeleni, pentru clujenii ăștia încețoșați, ciufuți, care se uită numai peste ochelari. Da? Poate fi un caragiale modern, un mitică modern, după caragiale. Caragiale zice de mitică. Știi? Și atunci în sfârșit ne revenim și noi, o să fim mai zâmbitori, noi clujenii, adică o să ne uităm așa la bucureșteni și o să întrebăm, cum stați cu apa caldă? Bine, și eu să ne întreagă că ne întreabă, dar cu metroul vostru cum stați? Și noi dăm din colț în colț și zicem, doamne, nici nu avem nevoie de metrou, dar nici nu trebuie metrou, că noi mergem pe jos, noi, Badea Cârțan era Ardelean, da? Voi nu aveți ce căuta în lumea asta a noastră. Și atunci o să râdem unii la, de alții, exact cum erau bancurile cu ardeleni, cu bucureșteni, cu olteni, cu moldoveni, doar că de data asta o să râdem pe banii noștri. Bancurile le spuneai la o berică, la doi mici, la trei mici, la cinci berici, înțelegi? Și râdea toată lumea. Acum când zici bancuri de astea cu clujeni, cu bucureșteni, cu moldoveni și cu, și cu olteni, deja trebuie să-ți păzești ortofelul că zboară banii din buzunar că ăștia trăiesc de pe banii tăi și tot circul pe care îl fac ăștia, mai ales în București, și nu mă am București de este circ, dacă ați observat, da? cu un piedone care merge numai cu stație de, recepție, de emisie recepție. El este a doua venire a lui, a lui piedone, s-ar putea numi chestia asta. Îmi zicea un coleg de-a lui fică mea astăzi, clasa 11-a, zicea, totuși, e bine dacă iese piedone de acolo la Tidea, E bine, dacă este piedone, că avem și noi de ce de clujenii. Că dai seama că noi deja ne-am obișnuit. Da, autobuze electrice. Da, au autobuze electrice clujeni. mare șmecherie. Da, evident, n-a fost un breaking news. Dacă când a luat Bucureștiul primele două autobuze electrice, au fost hai, hai de pe lume. Noi le aveam deja de câțiva ani. Parcările, la un moment dat, suntem niște plictisiți. Și plictisitori noi clujenii. La un moment dat, avea mai multe parcări supraterane decât erau în tătă țara. Da. No. Ce? Ok. Da. No, fă tu știre din chestia asta. Adică o era o plictisială imensă. Dar acum cu concurența Bucureștiului, cu roba, cu mâncatul parizerului de pe ziar, cu brânza, cu ăla care vine să mănânce și el brânză cu domn primar și zice, nu e brânză, domn primar, nu e brânză. Zânsă mortul că nu e brânză. Știi? O neam prostie extraordinară. O campanie electorală care îți va da la ficat. Și vei spune mai bine, în vând o parte din ficat, că e regenerează, o știm noi de la Prometeu, nu-i așa? Da? Decât să mi umble la buzunar. Dar vine 2025, băieți, vine și 2026 și hămesuți ăștia, o să ne radă. Și o să spună, domnule, trebuie salvată țara. Sigur că da. Și când le spui, știți, dar voi ați fost la guvernare. Noi? Cine a pus că cap pe clanță? Mutul de la manutanță? Noi n-am fost și o să dea vina. Ori pe Comisia Europeană, ori pe femei, ori pe ucrainieni, ori pe USR. Spațiul posibilități, nu mai multe. Publicitate. Adică să înțelegeți, băieți, că noi avem o problemă de consistență culturală, da? I-am trimis acum Melisei în, în regie o, o poză, un video, o comparație între Bucureștiul ăla care ar fi putut să fie și care a fost odată și Bucureștiul ăsta nou, de după 1945. Și o să vorbim un pic de consistența culturală. Melisa, oare ai chestia asta? Da, Imediat o să o vedeți. Da, acum am găsit-o pe, 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 Așa, uite, vezi? Ăsta este Palatul Sturza. Sigur că a fost bombardat în 1945. Aici e Senatul României, sau nu, Palatul Victoria ăsta. Da? De ce vă spun? Bă, și polonezii au avut Polo uh, Varșovia distrusă total. Dar total. Mai erau vreo 5 sau 6 pereți, așa, în toată, în toată uh, Varșovia. Dar ce au făcut? Au trimis în lume o grămadă de scrisori, cine avea picturi vechi sau fotografii vechi cu varșovia, ca să fie reconstruită. Noi am băgat în locul Palatului Sturza o măgăoaie de aia de, de, de Nord Corea și cu aia am rămas. Și baiul fundamental, baiul mare, este că tot Nord Corea e în capușelora care stau acolo de cele mai multe ori. Bun? Bun. Adică, n-ai consistență culturală. Vorbeam acum de la 8 la 9, am intrat în legătură cu Costi Mulcanu, cu uh, uh, Banciu, cu ceilalți da, povestind despre, uh, cu Andrei Gheorghe, povestind despre, bă, ce se întâmplă la noi. Problema la noi, știi care -i? Noi deja pierdem toată consistența asta, uh, uh, dacă vrei, și nici nu zic culturală, aproape socială, e o graniță socială. Are Roland Bart o, o carte senzațională, da, gradul zero al scriturii. Gradul zero al scriturii, adică te duci cumva către elementul decorativ al limbajului, al discursului, dacă fac așa, păstrând proporțiile, mutați, mutandis, nu-i așa. Bun. Adică decorativ totul. Nu mai este o, nu o, o formațiune culturală da, în societate, ci este o formațiune socială care încet, încet involuează. La da, gradul zero al scripturii, să spui din cât mai puține semne, da, cât mai mult. Și atunci mă gândesc că într-o zi o să ne comunice ăștia, politicienii, ideile prin onomatopeie. În Sud va fi cu văleu, văleu, văleu și la noi cu tu la doamne. Și atunci, de la tu la doamne sau nouă ăla, tu poți să afli totul despre uh, violatori până la programul de guvernare. Oricum, e cu tu la doamne, amândouă, pentru că amândouă uh, te fac și cu banii luați și cu turutut. Turutut, să nu vă gândiți la ce m-am gândit eu rușinos. Bun? Pentru că turutul ăla. Da. Tuturul tutea la asta vine foarte repede să treacă un pic de campanie electorală. Că a venit. A venit domnul Boloș. Bă, și el nu poate să-și facă păcate. Că are cruce aici. Și-o pus asta aici. Uite știu, așa, asta la revedere. Când îl vezi pe Boloș, are drapelul României și dintre mai crucea. Înțelegi? Și nu poate să mintă. Că i poruncă de ea de la Moise. Înțelegi? Și nu mai are cu minciuna. Că guvernare, neguvernare, nu mai are cu minciuna. Și Boloș încearcă să ne spună, știți, Păi din 2025 o să vă... <coughs> Până prin nu știu când ne revenim, taxele s-ar putea guvernarea care vine să... Sigur că trebuie să le creștem. Zăiți mai că s-a la comenzi de la DC News și au zis să trebuie să tacă asta, să comunice mai puțin. S-a supărat și-o au zis, bă, oricum nu înțeleg eu ce vorbește Cioloș, ăsta, Boluș. Cum o cheamă? Boluș bolos, bolos. Da? Dar mi să mai pună panică în lume. În lumea asta atât de liniștită, care l-a ales de la început pe Iliescu. De ce? Pentru liniștea noastră. Nu așa îl aleg pe Iliescu, mare șmecherie. Nu, domnule, pentru liniștea noastră. Noi vrem să fim o națiune liniștită. Pentru că noi sfărăim cel mai bine pe deșteaptă -te române. Dacă ne-ar băga Ciprian Porumbescu, am la lucru repede, la sapă, la autostrăzi, la școli, spitale. Dar pe deșteaptă te române, gândește, Ten, 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 ten. nu vine să dormi? Cum să nu vine să dormă imnul nostru? Ce e fraierul ăla cu păsărele? Ăla este imnul, dacă vrei, din ascunsul sufletului nostru. Înțelegi? Noi care nu credeam să învățăm, am murit vreodată, Purul tânăr, înveșmântați în mantane. Să fim serioși. Ne-am născut poeți, poeți murim. Poeți, în general, nu lucrează. Da, da, nu, no, ei scriu. Noi nu scriem, că noi acum ne-am plictisit să scriem, cărțile ne enervează ca o litere mici, 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 mici. Cum să nu te enervezi niște litere mici, care după 200-300 de vodcă, după încep să sară așa din pagină în pagină, deci că sunt oile lubecale din spatele casei, din pipera. Înțelegi? Dar au venit domnul Iohannis. Domnul Iohannis a zis, domnule, punem, nu zis așa, domnule, punem, Batista pe țambalul electoral. Adică au zis că ar trebui, dar nu se poate și că e cam greu. Știi că este, sunt niște versuri al, lui Păunescu, și noroi și stele, și-a putea și nu se poate și noroi și stele. Adică, băieți, pentru ei o să fie stelele, pentru noi noroaiele. Problema însă nici măcar nu e acolo. Ok, poți să ai niște politicieni deștepți sau politicieni idioți. Este niște cărți, a să le cumpărați sau tradus ambele. Odată, acești bolnavi care ne guvernează, e o carte care chiar se ocupă de tot felul de boli, ca să vezi ce rânză să avea o grămadă de, de la Mitterrand până la cine vrei tu. Da? Beteaji. lumii. Ok? Și mai este încă o carte, un fel de calchiere, da? După titlu, acești nebuni care ne guvernează. Îi total duș cu capul. Înțelegi? Hai să zicem că nu-i mare bai, că doar și ăștia mor, că vine biologia și ce bă, gata cu ficatul, vine medicina, dă în soarele ei de prostată și așa nu mai ai satisfacție, la revedere, tu în afară de pipi nu mai faci nimic, la revedere poți să mori. Înțelegi? Și cumva dispar ăștia. Problema este la bobor. Și boborul este foarte sensibilos. Boborul ăsta, mai ales la noi, cu 2,1% din PIB pentru educație, tu îți dai seama că stau nu se mai uite, bă, dacă îl vede, bă, dacă l-ar vedea acum pe Heidegger pe stradă, bă, cred că i-ar trage o bătută și dacă l-ar vedea pe Eminescu, i-ar spune, bă, uite, ăsta fumează tip pachete pe zi. Be 20 de cafele. Uite, bine eu făcut caragiale că eu luat o pe mândraia da? Pentru o noapte doar eu luat-o pe, pe, Veronica Micle și Veronica Micle i-a spus, -a spus domnului Mihai Eminescu că a vrut să-l pedepsească. Și atunci s-a culcat cu domnul Caragiale și domnul Caragiale i-a dat cu din Isarlâc, lui domnul Mihai Eminescu, și a zis, bă, o noapte și a fost a mea. Drept pentru care și o dat doi puncte o intrat în istoria literaturii ca bătăuș. Ok, bun. bun. Nu doar ca bătăuș, bun. Și vin comunitățile care încep să semene cu politicienii. Politicienii din fericire se sting ca o durată de viață limitată, în timp ce mai puțin în Ionelescu. În timp ce comunitățile merg pentru că ele se mulțesc, cu cât sunt mai, uh, uh, mai jos cu atâta sunt mai iepurești. Bun, și vă arăt știre. Viceprimar din județul Brașov. Viceprimar din județul Brașov, care a ținut un copil în sclavie, într-o cușcă, într-o colibă de aia, la stână. Da? L-a ținut pe copilul ăla de la 8 până la 13 ani. 5 ani de zile copilul ăla a stat într-o cușcă și a muncit și a fost bătut, abuzat, etc. Bun. Familia, de fapt, la vându l-a închiriat. Exact cum mergi în aeroport și zici, domnule, am ajuns, n-am găsit autobuz, poftiți cardul, dați-mi o mașină, 30 de euro sau 60 de euro sau 70 de euro pe zi. Ăsta l-a închiriat, familia l-a închiriat la viceprimar, da? Cu 1000 de lei pe lună. O la 1000 de lei pe lună, bă, și-o sări satul. Și mă, eu mă gândeam că, băi, vine satul acolo cu furcă, cu topoare, cu noi suntem români, noi suntem aici pe vest stăpâni. Fi serios. A venit satul și a început să ia apărarea viceprimarului. Și a zis, bă, tată, bă, se întâmplă ceva. O luăm razna. ADN-ul nostru cultural încep să ințe tot felul de virus. Și m-am amintit de cei șapte violatori de la Vaslui. Mai țineți minte? Au hărtănit o fată și satul a fost... Dar păi ai vină dragă, nu vezi că avea fustă scurtă. De satul deja era expert în lungimea fustelor. Toți trebuiau să fie, toate fetele cu fustă până aici, peste genunchi, ca Ana Paucăr, eventual și un coc. Da? Și o năframă în cap, și tată, zoa, să meargă, să se rauze, la Arsenie Boca. Că ăsta este sfântul Puștaifa acum. Este noua modă. Da? Adică, asta fac comunitățile. Și nu numai aici, pentru că eu am dat pe YouTube, da? Intrați pe YouTube-ul meu, da? Și o să vedeți acolo Sabine Irma oficial. Și o să vedeți acolo comentarii de băi, nici nu ar, între, între a da lacrimile și a da cu cea în Înțelegi cum se zice în Ardeal. Adică au venit mesaje cam de peste tot. Vi le dau cele mai uh, mai, mai, mai despus. Înțelegi? Denisa Ceaclan. Lângă iernu, trei adolescenți au tâlhărit, au tâlhărit un om beat. Cine credeți că e devină? Victima, bineînțeles. Ci că de ce era beat și de ce li s-a lăudat tinelor că avea bani? Așa spun toți. Ca să înțelegeți în ce țară trăiți. Să nu mai tot idilizăm poporul ăsta. Vai s-a născut poet, vai ce ospitalieri. Dom'le, popor ca noi, că noi n-am cucerit pe nimeni. N-am cucerit pe nimeni că eram proști. Toată lumea cucerea pe cineva. Da? Și noi, tântălăi, oi, noi suntem pacifici. Unde-i crucea? Să mergem acolo, așteptăm pe Iisus Hristos. Da? Să vină, că o să intrăm în rai. Nu o să intrăm în rai, că suntem răi. Între rai și răi nu i numai o chestie așa, pus așa o, o căciuliță deasupra eu. Da? Mergem mai departe. Ca să, ca să povestim despre asta, tată, că nu se povestește la televizor despre asta. Of, comunitatea asta e gata să ierte tot. Un popă la botez a necat un copil. Și când poliția s-a luat de el, oamenii din sa strigau că așa au fost scris copilului și că papa nu-i vinovat. Da? Cum e cu chestia asta? Vai, da? Un popor ca românii, Vai, fluieraj de soc, mult zice cu foc. Fluieraj de fac, mult ce cu drag. Unde ești mioriță la să mă întind acolo să mă moare ăștia? Că eu nu mă apăr. Unde-i meșterul Manole? Doamne ferește să-l iei în zidar, că nu-ți mai gata casa în 10 ani. Da? Și trebuie să și nevasta și să o și pe nevasta lui, să nu cumva să vrei să, să bați un cui în, în, perete, să spui un tablou și de fapt îi bați un cui în cabla la nevastă. Vă așa suntem noi. Da, prima poezie pe care o învață copilul român, sau învățat cel puțin, sper să nu mai învețe niciodată, că luși cu părul creț. Fură rasa din coteț, adică dă cu jula. Da? Se jură că nu fură, stai sper jur. Da? condamnabil, penal. Da, da, și l-am dus, l-am prins cu rața în gură și l-am dus la sfatul popular, nu mă duc că am fost odată și am căzut cu fundul baltă, adică mi se rupe de autoritate. Asta, asta băgăm noi în capul copilului. Vai, dar nu se poate așa ceva, dar de ce vorbiți așa ceva. Sunteți antiromân, domnul german. Sigur că da, de câte ori spui adevărul sau aduci oameni care spun adevărul, ești antiromân, trebuie să fii roșu, galben și albastru, trebuie să-mi fac un, o plapumă de ca lui și Bogdan și cu ea o să vin o șubă de cioban. Și cu picioarele goale, nu o să mă spăl vreo 3 săptămâni pe picioare, nu știu, o să stau pe undeva prin cușca câinilor, că nu mă primește de mea acasă, da? Și o să fiu ca un dac de la adevărat, un român de la adevărat, cu șubă, fără ciorap, cu obiele și din două cauciucuri, că acum trebuie să-mi schimb cauciucurile, că vine vara, o să-mi fac niște, niște opinci. Da, da. Și o, nu o să ne mărbăresc și o să las să-ți și, și muncii pe aici, pe barbă. Să fiu adevărat. Mai departe. Îmi scrie un domn din Canada. Citiți, vă rog, un caz pe care îl știu foarte bine. Un caz întâmplat într-o familie de pocăiți din... Nu spun ce religie, foarte bine că nu spui. Dintr-o familie de pocăiți din Vancouver, Canada. Alex, copilul, cântărea 17 kg și a fost grav subnutrit când în mai 2013 a fost dus la spital unde a murit de septicemie și diabet netratat. Părinții săi, Emir și Rodica, au fost găsiți vinovați în 2017 de crimă de gradul 1. I-au băgat pe viață la bulău, la pușcărie. Unchiul tatălui, cu care sunt bun prieten, a fost cel care s-a dus la autorități prima oară. Copilul a fost luat și tratat, chiar se îndrăvenise da? Dar comunitatea românească s-a apucat de demonstrații cum că guvernul canadian fură copiii de români de la oameni. Au dat copilul înapoi familiei, care a continuat să rezolvă cu Dumnezeu problema copilului diabetic. Au dispărut după aceea în provincia vecină, Alberta, unde copilul a murit până la urmă. Am fost. <coughs> Dar mai departe. Am fost cu prietenul meu la cretinii ăștia acasă, când copilul zăcea pe pat și părinții cu ceva membri ai cultului se rugau la numai ei știu cine și ci la ce, dar nici unul n-a fost matur îndeajuns ajuns să oprească comedia asta și să facă ce trebuia făcut din prima, îngrijiri medicale. În mare se apropie de cazul violatorilor din Vazlui, unde comunitatea s-a dat de partea jegurilor. Da, tată. Asta este, băieți. Cum vi se pare? Dur, așa? Da, da. Sunt din ăia, lasă, dragă, știu eu. Și culmea, când vezi un copil, bă, la 17 ani, tu îți dai seama că o suferi copilul ăla. Eu nu mă uit niciodată la filme în care copiii sunt abuzați, pur și simplu. Da, mă enervează, aș, sparge televizorul. Dar dacă i-aș prinde pe ăștia, i-aș belimă. I-aș beli și i-aș înveli în sare. Mie eu mănânc mai sărat. Da? Aș face ca idia mea i-aș mânca. Ăla, dictatorul ăla din Gala. îl aș mânca. Oponenții. Și s-au uitat la crocodili, funcție de cum se trecea. Dimineața ce fel de erecție avea. Înțelegi? A, asta au făcut. Da, e un caz celebru, 2013, 2017, un copil de șapte ani, da, diabetic, și se duc acolo și ei se roagă. Bă, bă, eu nu cred că Dumnezeu e un tâmpit. Eu, eu cred că dacă există Dumnezeu și coboară pe pământ, bă, bă, ia pe ăștia și le dă niște șuturi în gură, da? Și mai rău decât atât. Mă cheamă pe mine să-i belez și să-i să trag în sare. Da, trebuia să spun, nu-i așa, că, vai, urmează chestii care vă pot uh, destabiliza emoțional. Nu, tată, trebuie să fim destabilizați emoțional. Ca să ieșim din liniște, asta română. Vai la noi, pe acest picior de plai, pe o gură de rai. Nu-i, bă, pe o gură de rai. Este pe o gură de răi. Înțelegi? Sunt o grămadă de tâmpiți în toate țările, adevărat. Nu-s românii mai brezi sau mai nu știu cum. Numai că la noi parcă vin și te zguduie, zguduie tot Poate fi de ființă umană. Te simți ficus, ai vrea să fii mistreț, să mergi prin pădure, să mănânci jiri, te ferești de vânător, prinzi o scroafă, faci 100 de copii pe an și știi o treabă. Decât să fii într-un într fel de nație de asta care, cum să zic, nu că n-are busolă, fură busolă, bă. Asta este. Și în momentul în care îți vin oameni da, pentru că sunt. Este partea de Românie care gândește. Problema și mai mare este că partea de Românie nu s-a plictisit să gândească. Deja a văzut că degeaba gândește și atunci gândește pentru ea. Lasă-mă, hai să facem cum putem. Mai intră câte unul în politică, automat îi da la o parte. Ce vrea asta? Nu se califică, bă, n-are dosar penal. Ce avere are? N-ai fost odată la DNA? Păi cine, bă, tu vrei în Parlament? Vrei în Parlamentul European? Unde vrei? Știi, bă, să lingi? Domnule, n-am zis niciodată, știți, eu am niște principii. Băi, mă, hai. luăm bă? Nu luăm. Ședința de partid. Votăm contra. Trebuie să ies? Ce bine, îmi pare. V-am pupat. program disponibil pe primaplay.ro